după ce am fluturat tricolorul pe o plajă din Grecia la testul cu noul Dacia Duster, acum mâncăm niște prazi în Lisabona. Nu, n-am filmat Neamărin Miliardar partea a doua, am filmat un test cu o mașină pe care o produc bravii noștri olteni la Craiova, începând cu această toamnă. Doamnelor și domnilor, faceți cunoștință cu un nou SUV made in Romania. Bă, fraților, bă, cum îmi furară aia mie hainele în Neamărin Miliardar, așa fură și olteanul ăsta al nostru hainele de la frații lui mai mari, de la Ford Kuga și Ford Edge. Adică farurile astea angulare mari, bara asta impunătoare și grila asta trapezoidală, cât toată papornița mea cu praz. Dragi prieteni, Ford EcoSport se produce din toamna aceasta la Craiova în locul lui Ford B-Max. Este cel mai mic SUV din gama Ford și își propune să fure din clienții lui Opel Mokka și Renault Captur. Olteanul ăsta al meu are 4,1 metri lungime și ca să poată să intre pe ulițele noastre de la Băilești are o gardă la sol de 19 cm pentru versiunea benzină. Pentru versiunea diesel, garda la sol este de doar 16 cm din cauza galeriei evacuării. Auzi mai devreme că Edita mai cămara colea în spate, dincolo de ușa asta care nu se deschide cât să vă ajute în parcările subterane unde și așa trebuie să o apropii de perete. Aici sunt 334 de litri, cu 24 de litri mai mult decât în cazul vechiului EcoSport, însă chiar și așa mașina are un portbagaj destul de micuț, doar Kia Stonic are un portbagaj mai mic decât acesta. Din fericire, încape papornița mea cu praz. În noul EcoSport ai loc să te hodini, nițel, pe locurile din spate. Spațiu decent la nivelul picioarelor, nu excelează. La nivelul capului e ok. Tunelul central este destul de coborât, însă nu vă imaginați că aici încap 3 adulți. Avem spații de depozitare pentru sticle în uși, un suport pentru cot și chiar și un buzunar pentru bunda asta reflectorizantă. Ford susține că sunt peste 2300 de componente noi pe noul Ford EcoSport și înțelegi cel mai bine asta dacă te urci pe locurile din față, unde descoperim un interior complet nou, copiat după cel al lui Fiesta. Nu s-au schimbat însă plasticele prea mult, pentru că sunt în continuare destul de tari. Aici pe bord e ceva mai moale. Avem însă o ergonomie clar îmbunătățită pentru că avem mult mai puține butoane, avem un ecran central care se vede foarte bine atunci când ești la volan, avem și multe spații de depozitare. Ia uitați, un suport pentru sticle aici pe consola centrală, avem spații de depozitare și la nivelul portierelor. Ce nu-mi place mie foarte tare, spațiul ăsta îngust pentru telefonul mobil și faptul că întorc pe două, nu prea încape prazul ăsta. Lăsând prazul la o parte, trebuie să vă zic că Ford EcoSport a devenit o mașină extrem de tehnologizată. Avem pornire fără cheie, avem un ecran de 4,2 inch aici, între cele două ceasuri de bord. Avem acest ecran care poate ajunge până la 8 inch, care vine cu sistemul Sync 3 și are una dintre cele mai bune luminozități din segment. Ceea ce auziți acum este sistemul audio Bang & Olufsen cu 10 difuzoare, creat special pentru noul EcoSport, un sistem pe care îl găsim de altfel și pe Fiesta, deci nu e atât de special creat. Și mai avem pentru distracția celor din jur și o iluminare ambientală în 7 culori. Noul Ford EcoSport este primul model din gama americanilor care introduce dieselul de 1,5 litri și 125 de cai putere cu 300 de Nm. Este de altfel și versiunea pe care poți comanda 4x4. Însă, din păcate, ea vine abia la jumătatea lui 2018. Până atunci puteți să optați pentru un diesel de 1,5 TDCi și 100 de cai putere. Iar pentru cei care preferă benzina, există clasicul 1.0 EcoBoost cu 100 de cai, 125 de cai și 140 de cai putere. Acesta din urmă cred că merge foarte bine cu echiparea Esteline.
stătui cât stătui, îi dădui târcoale, dar mă mâncară muștele. Așa că mă hotărâi să mă urc o țâră în Ford EcoSport și să văd dacă poate să ridice colbul la noi pe uliță. Așadar, hai la drum! Vă spuneam că gama de motorizări a noului Ford EcoSport este destul de generoasă. Noi am ales pentru testul nostru de aici, de la Lisabona, versiunea pe benzină de 1 litru EcoBoost și 125 de cai putere. Este o soluție intermediară care vă oferă și 180 de Nm la pachet, livrați până pe la 4400 de rotații. Asta înseamnă că aveți o plajă generoasă de cuplu, mașina se trezește repede la viață și continuă să se simtă bine până pe la vreo 110 km pe oră. Asta înseamnă că atunci când rulați pe autostradă s-ar putea să simțiți nevoia a ceva mai mult. Poate că e cazul să mergeți pe versiunea de 140 de cai putere. În orice caz, EcoBoost-ul de 125 de cai se comportă bine, livrează resurse suficiente și face pereche bună împreună cu EcoSport și cu transmisia automată cu 6 rapoarte. Este destul de liniară, schimbă foarte bine, n-are un răspuns senzațional, nici măcar atunci când încercați să acționați vitezele cu ajutorul padelelor din spatele volanului. Și atunci e un oarecare delay, însă vă obișnuiți. Ford promite un consum de 5,8 litri la 100 de km, în regim mixt, bineînțeles. Noi ne-am cam îndepărtat de această valoare pentru că în afara orașului, pe drumurile astea virajate pe care l-am condus pe Ford EcoSport, consumul a ajuns undeva la 7,5 litri la 100. E drept că mașina are și foarte puțin kilometri, nici n-am mers tocmai ortodox cu ea, prin urmare se justifică. Însă nu vă așteptați ca în afara orașului, în această configurație, să obțineți mai puțin de 7 litri, pentru că mașina asta are și ea cerințele ei, în plus cântărește peste 1300 de kilograme. Primul rând de montanți este îngrozitor de mare. Chiar dacă avem o mică ferăstruică aici, vizibilitatea în viraje strânse sau atunci când vă asigurați într-o intersecție este dezastruoasă. Noul EcoSport a primit multe îmbunătățiri și la capitolul ținută de drum. Inginerii au recalibrat suspensia, au introdus amortizoare noi, arcuri noi, prin urmare mașina rulează mai bine, se ține mai bine pe drum și chiar poate avea un comportament dinamic. Direcția este și ea foarte precisă și comunică foarte bine cu suprafața de rulare. Putem spune că EcoSport a preluat ce era mai bun de la Fiesta. Băi, fraților, ăsta a fost olteanul nostru de la Craiova, pe care americanii și cei 4.000 de muncitori de la uzină îl produc pentru piața din Europa. Nu avem încă prețurile pentru piața din România, însă știm că mașina are o versiune de lansare care pleacă de pe la 13.600 de euro și poate fi achiziționată cu rată de 750 de lei pe lună. Mașina asta are șanse în segmentul său, în segmentul SUV-urilor mici. Însă, pe piața din România, unde fiecare leuț contează, cel mai mare rival s-ar putea să fie ăsta.